Vă salut, dragi prieteni! Vă invit azi la un nou video din crescătoria noastră. Am primit foarte multe întrebări despre cum pregătim porumbei, ce facem cu porumbei, cum este sistemul nostru de zbor și așa cum vă spuneam la ultimele filmări, noi avem un sistem de concurare a femelelor care presupune că acestea fac două ture de ouă. Acum porumbei se află, astăzi suntem în 5 martie și porumbeii se află, marea lor majoritate, care au reușit să împerecheze pe ouă undeva între 8 și 11 zile și astăzi vom separa femelele de masculi și vom arunca ouăle, urmând ca la prima etapă de viteză sau la prima etapă de viteză la care noi participăm, porumbeii să aibă din nou ouă de 5-6 zile. Și datorită întrebărilor voastre am decis să facem o serie de filmulețe în care să vă arată exact cum procedăm. Așadar, porumbeii sunt pe ouă și urmează să iau fiecare femelă în mână pentru o analiză la mână. Am aproximativ 43 de femele, dacă n-am mai luat uliu ceva în ultimele zile, 32 de locuri și undeva 32-33 de masculi, dintre care doar 30 au fost în stare să-și ia boxe și asta este un aspect important. Ce înseamnă asta? Înseamnă că aproximativ 10-12 femele vor părăsi lotul de zbor până în prima lună de competiție, ca să zic. Dar iau fiecare porumbel în mână și dacă descoper un porumbel care a scăpat selecției de toamnă, îl pun imediat în ladă și urmează să fie eliminat, ca să zic așa. Ori îl donez la cineva. Acum, ce înțeleg eu prin selecția la mână? Mă uit la porumbei care poate n-au năpârlit complet, mă uit la porumbei care poate n-au o conformitate bună, deci nu toți sunt neapărat cu defecte, dar un porumbel care n-a năpârlit complet înseamnă că ar putea avea o problemă și dacă nu am loc în crescătorie, îl dau afară de la lotul de zbor. Și atunci ce fac? Iau fiecare porumbel. Asta este un porumbel care nu-mi place. Ține coada sus. Și pur și simplu nu-mi plac calitățile lui. Și este un porumbel care părăsește, ca să zic așa, lotul de zbor. Calitatea penajului este iar importantă. Voi la porumbel dacă a năprălit complet, dacă este bine legat. Dacă are o trahee mică. Mai verific și fundul gurii, acolo unde există o perdea într-o formă așa de inimioară, cu niște zimți. Este foarte important, foarte important, ca cele două jumătăți, mărginite de un canal, să fie simetrice, să existe dințișori și pe o parte și pe alta, iar canalul să fie perfect drept. Ce este, de fapt, acel punct? Este o supapă care ajută la porumbelul respiră și inspiră când zboară pe gură și ajută la scoaterea aerului viciat și la introducerea aerului proaspăt. Dacă zona respectivă sau perdeluța respectivă cu zimți este deviată într-o parte datorită unei infecții, unei boli și așa mai departe, ea nu va mai lucra corespunzător și porumbelul nu se va putea alimenta cu suficient oxigen. Ăsta e un secret, ca să zic. Deci, facem asta cu fiecare porumbel. O analiză a corpului, să nu ne fi scăpat vreunul în toamnă. O analiză a năpârlirii, o analiză a calității penajului, o analiză a ochiului și o analiză a
cerului gurii. Oricum, o parte dintre porumbei se mai autoelimină pe parcurs, alții se luați de răpitoare, dar întotdeauna îmi place să am concurență, de asta am avut mai multe femele ca și masculi. Ele trebuie să se bată pentru masculul lor, să se bată pentru cuibul lor, pentru că așa ai șansa să descoperi câteva războinice care să te ajute la câștigarea concursurilor. Vom face asta cu toți porumbeii, masculii vor fi mutați în spate, pe voliera din spate și pentru moment împerecherea porumbeilor de zbor s-a încheiat. Femeile vor avea un program zilnic, dar vom face un program separat. Exact ca și în timpul concursurilor și cam atât. Vom trece pe mâncare ușoară până în momentul în noi împerecheri și bineînțeles voi trimite din nou probe la Sonia pentru a vedea starea de sănătate a porumbeilor. Sper că v-a fost util acest filmuleț și vor urma și altele despre programul nostru și despre ceea ce facem cu porumbei. Multe salutări, dragilor!